Andrei, bă, casa ta pare un adevărat templu închinat rapidului. De când ești ultras, ca să zicem așa? Ultras? Nu pot să mă numesc un ultras. Sunt fan al Rapidului de mic. De la 4 ani am fost prima dată pe stadion și de atunci am început să iubesc această echipă minunată și practic tot ce am strâns cu echipa Rapid am păstrat și voi păstra tot timpul pentru că am niște amintiri foarte frumoase din tribuna Rapidului. Ți-aduce aminte primul meci care te-ai dus pe stadion și primul meci care l-ai jucat? Primul meci pe care l-am jucat mi-l aduc aminte, dar primul meci la care am fost, nu, chiar nu mai mi-aduc aminte, eram foarte mic. Țin minte decât că era stadionul foarte plin, atmosfera era incredibilă și practic asta m-a fermecat, asta m-a făcut să îi spun tatălui meu care m-a dus la stadion: tată, vreau să mă întorc aici, mai vreau o dată pentru că îmi place. Ți-aduce aminte când, nu știu, ai fost pe lângă teren, copil de mingi? Da, am și foarte multe poze când eram copil de mingi și vreau să le păstrez. A fost practic primul contact, așa ca să spun, cu echipa mare. Eram chiar lângă ei, la pauză mai schimbam pase cu rezervele. Mă simțeam și eu ca și cum aș juca în echipă, pentru că eram practic la pauză pe teren și vedeam suporterii, îmi imaginam că ca și cum eu aș fi pe teren, eu aș juca, pentru mine ar cânta. Pe bancul l-ai prins jucând, erai un copil probabil prima dată când jucai el în Giulești. Cum e relația cu el acum? S-ar putea să joci cu el în atac sezonul ăsta? Da, este o mândrie pentru mine că am ajuns să mă antrenez și să joc alături de el. Cum să fie, vă dați seama, eram mic, mă uitam, stăteam tras să mă uit la meciurile din Champions League cu Beşiktaş pe care le juca. Am chiar și un tricou cu el când eram mic, acum nu mai îmi vine, cred că aveam vreo 11 ani de când era la Beşiktaş, m-a scupat cu pe spate și îl voi păstra tot timpul pentru că mi-aduce aminte de toate acele perioade când... L-ai rugat să-ți dea un autograf? O să-l rog, încă n-am avut, să spun așa, curaj, mi-a fost un pic rușine să-i zic, dar o să-i spun. Ce sunt cu toate tricourile? Văd că ai fulare, tricouri, șepci, căciuli. Ți le aduce aminte care e povestea lor? Fiecare obiect pe care l-am cu Rapid are o poveste și mi-aduc aminte povestea fiecăruia. Încă de la primele tricouri, acelea vișinii cu alb, fără emblemă, fără nimic, sunt primele mele tricouri pe care l-am purtat jucând la Rapid. Eram la copii, antrenor era Marin Stelian și țin minte că acestea erau tricourile de joc, practic. Era, nu mi-amintesc bine, cred că 2000, să zic așa, 2003-2004 și astea erau echipamentele de joc și le îmbrăcam cu mândrie. Erau vișinii cu albe, eram la Rapid și era o mândrie pentru mine să îmbrac culorile astea. Ai câteva zeci de tricouri și ai ce nescos decât câteva. Lumea să înțeleagă că mai ai în dulap încă... Da, păi nu au loc în cameră, dacă le scoatem pe toate, nu au loc. Și fiecare tricou are povestea lui. Am aici un tricou printre cele mai vechi pe care le am, dinainte să joc la Rapid. Acesta este, cred că din anul 99-2000, când deja începusem să știu ce înseamnă fenomenul, începusem să cunosc jucătorii, începusem să mă familiarizez cu fenomenul Rapid. 99-2000 era sponsor Conex, era vechea emblemă cu Uniunea Fotbal Club Rapid. Și încă nu se mai vede atât de veche este, dar este cu Jean Barbu nouă. Se mai vede doar foarte puțin. Este șters de câte ori a fost spălat. E și un pic rupt aici. În colț am jucat fotbal cu el. Practic cu tricourile astea am copilării. Jucam fotbal pe stradă îmbrăcat în tricou Rapid. Na, și mai am, la fel cu Dănuț Lupu, asta este un pic mai nou, mă rog, mai nou față de acesta din 99 și mai bine întreținut. La fel, 2000-2001, cred, tot Uniunea Fotbal Club Rapid, Dănuț Lupu 10. Apropo, bănuiesc că a fost idol pentru tine, ți-a plăcut stilul lui de joc? Da, îmi plăcea pentru că era diferit așa, vedeam ceva nou, vedeam spectacol la Rapid, asta, vedeam pase frumoase, goluri frumoase și asta m-a atras la echipa asta, spectacolul și atmosfera. Indiferent ce jucători au fost, la Rapid tot timpul a fost spectacol și jocuri frumoase, de la agonie la extaz, chiar dacă n-au fost tot timpul rezultate bune, dar
când Rapidul juca, era ceva magic. Mai ai câțiva colegi care sunt tot așa tineri ca tineri și care au jucat în propria pepinieră. Voi între voi vorbiți, realizați ce vi se întâmplă acum, că aveți o șansă uriașă? Da, majoritatea realizează și încă mai vorbesc cu câte unii din ei și le spun, ne punem întrebarea, mai ții minte unde eram acum un an, jucam la divizia C sau cu ce adversari, jucam la junior și acum uite avem meci în Liga 1, jucăm derby-uri, se apropie meciuri tari și unii dintre noi nu realizăm încă ce ni se întâmplă, dar asta e acum, trebuie să ne trezim și să conștientizăm că suntem la Rapid, suntem la echipa mare, să nu visăm prea mult, să nu fim prea, cum să spun eu, să nu fim prea fascinați așa, adică gata, suntem fericiți că suntem aici, dar trebuie și muncă și trebuie să demonstrăm. Gata, nu mai trebuie să creștem imediat. Văd că ai foarte multe tricouri cu diverse echipe. De ce le-ai colecționat? De mic mi-a plăcut fotbal, mi-a plăcut să-l joc și practic, nu știu, m-am atras într-una fotbalul toate echipele și am căutat să am cât mai multe tricouri. De la Rapid Viena, îi ceresem fiecare la fel, ca și tricourile cu Rapid, fiecare tricou are o poveste. Acesta este cu Rapid Viena, îi ceruse mamei mele tricou cu Rapid, eu mă refeream la Rapid București și ea găsise cu Rapid Viena, neștiind că eu sunt rapidist și na, eram la fel foarte mic, cred că aveam 10 ani, 11 ani. Și la fel, multe tricouri și cu jucători români, am căutat să am fulare, am de la echipe diverse, de la fular cu Manchester United, fular cu Mallorca. Acesta este așa, tricou cu Jamaica, deci sunt unele care nici nu vrei se găsesc. Vrei să faci un pub cu profil sportiv sau mai încolo? Nu, nu, am văzut că se cam poartă puburi cu tricouri, dar nu, practic pentru mine acestea au o valoare sentimentală. Chiar majoritatea au o valoare foarte mare, pentru că mi-aduc aminte de mine când eram mic și jucam fotbal pe stradă. Niciodată nu am ieșit la fotbal fără un tricou de fotbal. Adică nu eram într-un tricou normal, aveam un tricou de fotbal cu echipă. Îmi imaginez când ieșeam la fotbal, îmi puneam un tricou și mă imaginam că sunt la acea echipă, indiferent care era. Ziceam, azi joc cu tricoul Greciei, că l-am văzut acum și mai vedeam la televizor jucători de la Grecia și așa am și învățat jucători. Îmi spuneam, azi sunt Haristeas, de exemplu, de la Grecia. Și jucam și jucam, avea alt farmec, așa, ca să spun. Am și cu Ajax, ăsta m-am uitat mai des la el. E cu tematică. E cu tematică. Și cu Ajax și de la Intergaz, echipa unde am jucat prima oară, este un tricou foarte vechi și acesta. Echipa, practic, pe unde stau, echipa de aproape, unde am început fotbalul. Un tricou foarte, foarte vechi și cu Brazilia, nici nu mai are emblemă, sunt cu Ronaldo, un model pentru mine, Ronaldo brazilianul. Și vă dați seama, am căutat, am și cu Lazio, cu Barcelona și Barcelona aici este o poveste mai specială pentru că este al doilea club după Rapid care mi-a intrat la suflet. M-am fost fermecat la fel de joc, de atmosferă. Ești fan Barcelona din perioada Messi sau? Nu, din perioada Ronaldinho. Deci, practic, de la Ronaldinho mi-a tras atenția Barcelona și am spus Barcelona este ceva magic, la fel ca Rapidul. Mă rog, nu pot să compar Barcelona cu Rapidul. Spanioanele văd... Da, astea sunt puse la loc de cinste aici, deci dacă tricourile sunt în șifonier, fanioanele le voi lăsa tot timpul aici să se vadă. Cele două echipe pe care le-am în suflet, bineînțeles, Rapidul mai sus ca Barcelona, dar îmi plac ambele echipe și nu pot să spun că sufăr pentru Barcelona cum sufăr pentru Rapid, dar trăiesc meciurile Barcelonei la fel de intens ca pe cele ale Rapidului. Ce jucători ți-au plăcut de la Barcelona? Bănuiesc că-ți place Messi, e logic. Da, deci l-admir maxim pe Messi pentru că datorită faptului că este, eu îl consider cel mai bun jucător din lume. A realizat foarte multe, a câștigat trofee individuale, trofee cu echipa, în afară de Cupa Mondială, asta spune toată lumea. Nu a luat Cupa Mondială, încă nu se poate numi cel mai bun din istorie. Dar să fii un jucător atât de constant, să câștigi trofee, să îți dorești an de an să fii mai bun, adică nu s-a oprit
nu a renunțat să muncească, s-a văzut sus și gata, s-a oprit. A continuat să muncească și să dea goluri, să fie mai bun de la an la an. Și pe lângă acesta este un jucător modest, adică personalitatea lui nu este să iasă cu scandaluri, apreciez foarte mult caracterul lui și asta încerc să copiez de la el. Crezi că o să ajungi să joci nu neapărat cu el în echipă, dar împotriva lui? Sau măcar să iei autograf? Autograf cred că voi lua o dată, dar nu știu, nu-mi place să gândesc atât de departe. Dumnezeu știe ce mi se va întâmpla și care va fi drumul meu. Dar apreciez maxim la el asta și încerc să-i copiez nu neapărat stilul, caracterul. Încerc să fiu modest și să nu uit de unde am plecat, practic. Să mă gândesc că trebuie să muncesc, indiferent ce realizez, tot trebuie să muncesc, tot trebuie să dăruiești fotbalului, pentru că și fotbalul îmi dăruiește zi de zi satisfacții minunate.